vă anunț că la începutul ședinței, din cei 100 deputați și-au înregistrat prezența, 94. Tradițional, câteva anunțuri. Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat în Parlament a candidatului supleant pe lista partidului politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, a doamnei Ana Speianu. La fel, a validat mandatul de deputat în Parlament a candidatului supleant pe lista blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, a domnului Said Muhmad Amaev. Continuăm cu proiectul numărul 674. Audierea raportului cu privire la activitatea Guvernului în anul 2023. Îl invit la tribuna centrală pe domnul Dorin Recean, prim-ministru al Republicii Moldova. A avut un an în care economia Republicii Moldova s-a recuperat după consecințele crizelor multiple din 2022 cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și am încheiat anul în creștere economică și cu o inflație diminuată la 4%. Pentru prima dată în 30 de ani suntem independenți energetic și nu putem fi șantajați cu soarta țării de Gazprom. Deciziile istorice ale Consiliului European de a oferi statutul de țară candidată pentru aderarea la UE și mai apoi de a iniția negocierile pentru aderare au reprezentat un succes important pentru Republica Moldova. Prima întrebare, domnul Fotescu. Vă zăcupile на деньги граждан абсолютно бесполезный радар, потому что он может действовать только в комплексе за 14 миллионов. Судя по заявлениям министра обороны, мы собираемся закупить второй такой же радар за 20 миллионов, опять-таки, который будет абсолютно бесполезен. Domnule Fotescu, dumneavoastră ați trăit vreodată în localitatea în care cad fragmente de dronă? Vă rog să vorbiți cu acei cetățeni, eu am vorbit, și ei cel puțin așteaptă de la noi, de la guvern, să fie informați despre pericolele pe care îi așteaptă. De asta și sistemul de radare. Насчет того, где я жил, где падали бы какие-то дроны, я вам скажу, что я служил в пограничных войсках и немножко понимаю, что это такое. Господин Фатеску, действительно, вы немножко, только немножко, и понимаете. Ну, la noi de la o vreme tăți с газовищ. Acum с, cum îi spune, радариști. Tăți sunt cu pandemiști, tăți sunt specialiști de la o vreme. Da, gazoviști sunt mulți. Domnul Istrate, vă rog. Întreaga societate a văzut cât de cinic și rușinos primarul general al municipiului Chișinău, Ivan Ceban, ține ostatici asistenții personali din municipiul Chișinău. Ce întreprinde guvernul pentru a obliga primăria municipiului Chișinău să-și onoreze obligațiunile sale, deoarece când banii în buget sunt, dar din moftul primarului ei nu sunt achitați asistenților personali, e grav și inacceptabil. Ceea ce va întreprinde guvernul va realoca bugetul și va rezolva în acest fel problema. Următoarea întrebare, domnul Schodolski. Я не видел ни одного вашего действия, чтобы вернуть данную ситуацию в правовое поле и чтобы Башкан Гагаузии была назначена членом правительства. И вы как председатель правительства, как вы оцениваете данную ситуацию? Primul lucru ce trebuie să se întâmple este justiția să finalizeze procesul de, cum să zic eu, de condamnare a celor care au fraudat și au comis ilegalități. Următoarea întrebare, domnul Voronin. Конституционный суд грубо нарушил Конституцию, ради чего он и создан. Изменил название нашего языка. Я сейчас стою перед дилеммой. Я не могу говорить на том языке, на котором говорила моя мама, на котором я учился, то есть на молдавском языке. А румынским языком я не владею. И уже поздно для меня изучать другие языки. Поэтому будьте терпеливы и слушайте то, что я сейчас скажу. Какие меры взыскания были приняты к этим министрам, которые одни из них дезертировали, другие откровенно развлекаются? Am văzut cu câtă căldură ați dăruit o colecție de vinuri domnului președinte Traian Băsescu. Cine v-a făcut traducere atunci când îl înmânați? Uh,
Acum, echipa guvernamentală este foarte focusată și concentrată pe agenda cetățenilor Republicii Moldova. Хороше вино не требует переводчика. Trecem la semni sau cum? Trecem la sesiunea de luări de cuvânt. Domnul Bătrâncea. Conform legii guvernului, dar legea domnului Riceanu e una pentru toți, și pentru opoziție și pentru dumneavoastră, și pentru fiecare cetățean, guvernul trebuie să raporteze anual în Parlamentul Republicii Moldova. De 2 ani și jumate legea respectivă a fost încălcată. Cum a fost încălcată legea de actualul Cabinet de Ministri? În perioada stării de urgență, că legea prevede că fiecare perioadă a stării de urgență, guvernul vine și raportează Parlamentul Republicii Moldova. Nu a fost niciun raport. Domnul Рейдман, de procedură. Мы выслушали рапорт правительства и так далее. Вроде как это правительство утверждено парламентом, назначено парламентом, не кем-нибудь еще. И когда пришло время подводить итоги и выступать, правительство решило, что наши выступления им не интересны. Поднялось и в полном составе, так сказать, пошло работать, наверное. Правительство ответственно перед парламентом. Куда они пошли? Кому мы сейчас говорим? Într-adevăr, au ședință de guvern era stabilită. Cuvântările dumneavoastră, eu sunt sigur că eu o să găsească timp după ședința de guvern, o să le asculte și așa cum le ascultă toți cetățenii. Domnul Radu Marian? Eu am observat aceste placate de la opoziție și am văzut acolo o mostră de ipocrizie fără margini. Deci acolo scris că noi suntem în dictatură. După ce a venit de la Moscova și s-a închinat la cel mai mare dictator și tiran din Europa după Hitler încoace. Acestea au fost luările de cuvânt. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației. Prezintă domnul Dan Perciun, ministru al educației și cercetării. Alocația pentru părinții care vor binevoi, voluntar, să acceseze o instituție din apropiere, care astăzi au un copil într-o instituție de învățământ cu mai puțin de 50 de elevi. Noi țintim o plată lunară de circa 50 de euro. Nu în ultimul rând, noi credem că școala trebuie să fie un mediu sigur și lipsit de violență pentru toți participanții la procesul educațional, indiferent dacă vorbim de părinți, vorbim de elevi sau vorbim de cadrele didactice. Iar sancțiunile, într-un final, sunt unul dintre instrumentele disponibile pentru a preveni și a reduce incidența incidentelor disciplinare. Domnul Односталко. Вот этот компонент санкционный. Конкретно и по пунктам, что вы можете сейчас сказать из той информации, которая есть по этому вопросу? Dacă vorbim de sancțiuni precum exmatricularea sau suspendarea de la lecții, în primul rând, când vorbim de exmatriculare, ea de principiu este aplicabilă doar în raport cu elevii care au depășit vârsta de 16 ani, pentru că învățământul este obligatoriu în Republica Moldova și atunci ab initio aceste sancțiuni nu pot fi aplicate și ele sunt sancțiuni extraordinare care trebuie să fie aplicate după un proces foarte îndelungat de analiză și asigurare a faptului că toate alternativele au fost deja epuizate. Susținut în prima lectură de 55 de deputați. Stimați colegi, continuăm cu cererea Procurorului General Interimar privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber. Îl invit la Tribuna Centrală pe domn Procuror General Interimar. Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber, folosindu-se de situația de serviciu, urmărind scopul împiedicării examinării cauzei penale din vinerea lui Ilan Șor, la 12.04.2023, intervalul timp 10.37, 12.05, a comis amestecul în judecarea cauzei în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, manifestând sub formă unor intimidări și ofense ce lizează onoare și demnitatea judecătorilor, ce făceau parte din completul de judecat. Astfel, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber, a săvârșit amestecul în făptuirea justiției. Doamna Tauber. Sunt acuzată de imixtiune în actul justiției. Doar pe faptul că mi-am exprimat libera opinie în sediul unei judecătorii, cerând respectarea drepturilor fundamentale și a unui proces echitabil. Sub care articol cade infracțiunea domnului Dorin Rician, care a amenințat la ședință guvernului cu cuvintele concrete și s-a expus că deciziile judecătorilor trebuie să fie verificate.
în raport cu situația la care mă aflu eu azi în Parlament, mi-a stabilit statut de învinuit. Încă nu cunosc cazuri când învinuit adresează întrebări procurorului. Însă, toate acestea, am să vă explic. Eu sunt deputat în Parlament. Deci, dumneavoastră, astăzi aveți... Deci, doamna Tauber, dumneavoastră aveți statut de învinuit și eu sunt în Parlament azi în legătură cu statutul dumneavoastră de învinuit. Deci, soluția adoptată de procuratură în raport cu fapta la care faceți dumneavoastră referire, azi prezum a fi legală și întemeiată. Doamna Apostolova, vă rog. Мы привыкли к тому, что перед каждыми выборами белыми нитками шьются какие-то дела Таубер-Марины. И все это делается по одной единственной причине. Изолировать ее от людей, изолировать ее от предвыборных кампаний. În continuare, domnul Grădinaru. Noi vrem să știm, am ridicat imunitatea, dosarele au fost trimise în judecat sau nu, încă sunt în pregătire, care este stadiul lor de executare. Dacă permiteți, domnul Berglin, să intervin, cauzele la Procuratura Anticorupție. Am ridicat imunitatea în privința la 9 deputați din 2019 până în prezent. 5 dintre acești deputați au cauze penale pe rol în instanța de judecată. 2 au cauze penale care se află la faza de urmărire penală. Și în privința la 2 deputați care a fost ridicată imunitate parlamentară, cauza ulterior a fost clasată. Cuvânt are doamna deputat? Vreau să vă spun, stimați colegi, și din opoziție, și cei de la guvernare, că noi într-adevăr vom intra în istorie, nu doar a țării noastre, dar a globului pământesc, pentru așa un dosar de râs și de plâns. Toată lumea aplaudă acestei cauze pentru că este într-adevăr un sfârșit. Și pentru Procuratura Generală, și sper că nu o să mai am încă un dosar penal pentru că îmi expun părerea, și pentru Partidul de Guvernare care susține acțiunile acestei Procuraturi Generale. Susținut cu votul la 57 de deputați. Audiere raportului Comisiei pentru Situații Excepționale privind acțiunile întreprinse în perioada stării de urgență, prezintă domnul Dorin Recean, prim-ministru al Republicii Moldova. Vreau să aduc aminte tuturor motivul principal pentru care a fost instituită starea de urgență, și anume agresiunea Federației Ruse în țara noastră prietenă vecină Ucraina, care a redus dramatic livrările de gaze către Republica Moldova și a folosit energia ca pe o armă contra Moldovei și a întregii regiuni, care a întreprins acțiuni de destabilizare a țării prin intermediul atacurilor cibernetice, a campaniilor de dezinformare, precum și prin acțiuni de perturbare a ordinii publice și de interferență în alegeri. Toate aceste acțiuni au reprezentat amenințări directe la securitatea Republicii Moldova. În toată această perioadă, prin măsurile adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale, am depășit crizele. Eu trebuie să constat că ieri la ședința biroului permanent, colegii care au obosit, îi strudiți tare din primul sector, așa de tare erau interesați de subiectul ăsta, că azi tocmai au obosit. Ei, da, mă rog, strudiți și repede obosesc. Slab, slăbuți din partea lor la rezistență, dar mă rog. Am luat act de raportul domnului prim-ministru. Colegi, continuăm cu proiectul 73 privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte. Prezintă domnul Mircea Eșanu, director al Agenției Servicii Publice. Noul card de identitate va avea dimensiunea unui card bancar, dimensiunea ID1 standardizată internațional. Cardul de identitate va fi eliberată începând cu vârsta de 14 ani, nu cum 16, cum este în acest moment, și termenul maxim de valabilitate al ei va fi de 10 ani. O altă noutate este faptul că se va fi exclus înscrie inscripționarea vizei de domiciliu sau reședință a persoanei pe carte de identitate. Ne propunem ca nou document să fie pus în circulație din cel târziu 31 martie 2025, și costul estimativ la această etapă ar fi în jurul de 280 de lei. Votat în prima lectură de 56 de deputați. Vă mulțumesc. Colegi, vă mulțumesc. Declar ședința închisă. Următoarea ședință pe data de 21 martie, orele 10. Vă mulțumesc pentru rezistență. Seară bună vă doresc.